porțile de fier 1, terminată în 1972, a fost lucrarea de cea mai mare anvergură din această parte a Europei. Porțile de fier 1 este cea mai mare hidrocentrală de pe fluviul Dunărea, având o putere instalată totală inițială de 2100 MW. Porțile de fier 1 este prima colaborare transfrontalieră româno-iugoslavă construită în condiții de perfectă simetrie. Porțile de fier 1, partea română, acoperea peste 10% din consumul de energie electrică al României. Porțile de fier 1 rămâne în conștiința tuturor românilor drept cea mai renumită dintre marile realizări din țară. Deși Dunărea este al doilea ca lungime între fluviile Europei după Volga, pe ultimul ei segment, până la vărsarea în Marea Neagră, de pe urma ei se profita doar pentru navigație și pescuit. Pentru exploatarea ei energetică, la 30 noiembrie 1963, cele două state vecine, România și Iugoslavia, au semnat acordul privind proiectarea, execuția și exploatarea, în condiții de egalitate, a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 1, în amplasamentul Gura Văii SIP. Și să nu uităm că această lucrare s-a realizat de cele două țări într-o deplină armonie și înțelegere, chiar dacă tratativele au durat o perioadă mai lungă. Avea să fie cel mai ambițios proiect incineresc de exploatarea potențialului energetic al fluviului, o primă dovadă de colaborare transfrontalieră benefică. România și Iugoslavia convenind asupra împărțirii în mod egal atât a costurilor cât și a rezultatelor obținute. Veniți din toate colțurile României, muncitorii au fost cazați în colonia Gura Văii și în orașul Turnu Severin. Angajați cărora trebuia să le asigurăm casă, masă și traiul familiilor. Școli, grădinițe, dispensare și alte unități administrative. Lucrul pe șantier la o așa lucrare măreață era epuizant și plin de riscuri. Rezultatul, în schimb, a fost pe măsură. Dispoziția generală a obiectului principal este simetrică, cu un baraj de versor amplasat în mijlocul albiei și câte o centrală și ecluză de fiecare parte a acestuia. Astfel, fiecare țară are amplasată pe teritoriul său jumătate din construcțiile amenajării asupra cărora este proprietară. Sărbătorim 40 de ani de la inaugurare. Îmi amintește pe de o parte de primele momente importante când am călcat pe fundul Dunării în faza 1. Fluviul Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră și curge până la Marea Neagră pe o distanță de aproximativ 2860 km, transportând peste 205 miliarde metri cubi de apă anual. O imensă cantitate de apă în mișcare, a cărei energie trebuia valorificată. Pe sectorul comun română-iugoslav, Dunărea avea o cădere de 34 metri, dintre care 28 metri numai în clisură, dispunând astfel de un excepțional potențial hidroenergetic, cel mai mare din Europa.
Pe acest considerent, cele două state vecine, România și Iugoslavia, au stabilit ca întreaga construcție să fie amplasată pe Dunăre la kilometrul 942 plus 950. Sistemul hidroenergetic de navigație porțile de fer 1 s-a dat această denumire pentru considerentul că, în afară de funcțiunea energetică, rezolvă și problema de navigație. Dunărea în această zonă, până la Bazia și aproape, a fost întotdeauna mare dificultate pentru navigație. În zona porților de fier Gerdap existau numeroase obstacole naturale de navigație, praguri stâncoase, rapiduri, sinuozități pronunțate. Ca urmare, navigația pe acest segment al Dunării era posibilă numai vreo 200 de zile pe an. Prima intervenție umană pentru îmbunătățirea navigației s-a făcut la sfârșitul secolului XIX, când canalul SIP a fost amenajat pentru a oferi tracțiune suplimentară cu ajutorul locomotivelor cu aburi. Lucrările la porțile de fier 1 au început în 1964. E lucrare unicată în țara noastră. La 7 septembrie 1964, în prezența președinților celor două țări, se deschid oficial lucrările la sistemul hidroenergetic și de navigație porțile de fier Gerdap. Avea să înceapă construirea nu a oricărui baraj, ci a celui mai mare baraj de pe Dunăre, care urma să permită exploatarea energetică a fluviului, să îmbunătățească navigația și să controleze inundațiile. Pe 27 iulie 1964, primii 20 de angajați sub conducerea inginerului Gheorghe Andrei Sălăgeanu au venit de la Argeș cu 3 camioane încărcate cu corturi și cazarmament. Cazați în corturile aduse, ei aveau să înceapă ridicarea coloniilor muncitorești. Acestora li s-au adăugat zi de zi hidroconstructori veniți de la Bicaz și Bistrița Aval, oltenii din comunele învecinate, urmați de mulți alții veniți din toate părțile țării, ajungându-se ca în final fiecare județ al țării să fie reprezentat în zona de lucru. O imensă organizare de șantier, socială și tehnologică, a fost pusă în mișcare. Au fost eforturi importante acolo. În perioada de vârf s-a ajuns să fie peste 10.000 de angajați. Mii de locuri de cazare, provizorii și definitive, zeci de camioane de mare tonaj, excavatoare, buldozere, tractoare și alte utilaje au fost procurate și dislocate pe șantier. S-a căutat să se asigure condiții civilizate în coloniile de șantier, cu asigurarea tuturor utilităților, plus unități de educație, de cultură și așa mai departe. La data începerii lucrărilor de bază, toți muncitorii cazați în colonia Gura Văii și Turnul Severin erau gata pentru marea înfruntare. Salariați au venit tineri pe șantier. Majoritatea lor se aflau pentru prima dată pe un șantier, urmând o calificare la locul de muncă ce avea să le schimbe viața. S-au căsătorit cu parteneri din zona respectivă, au trăit toată viața și au lucrat la hidroconstrucția. Multe din aceste familii au și urmași care lucrează acum la hidroconstrucție. Dunărea trebuia forțată să cedeze o suprafață de teren pe care porțile de fier 1 să fie construite. Astfel, în primăvara anului 1965, a început execuția Batardoului.
Batardoul era un puternic dig protector necesar pentru crearea unei incinte uscate în albia fluviului, în interiorul căreia urmau să fie executate ecluzele și centrala părții române. După înălțarea acestuia, apele captive au fost evacuate din incintă prin pompare. La rândul lor, constructorii iugoslavi în incinta de pe celălalt mal urmau să execute ecluzele și centrala iugoslave și trei câmpuri din barajul de Versor. La partea română, datorită configurației terenului, pentru asigurarea rezistenței incintei față de curenții apelor Dunării, partea longitudinală a batardoului a fost realizată din celule din pal planșe metalice. Aceste celule au fost executate de pe platforme plutitoare autoridicătoare, concomitent cu realizarea digurilor Amonte și Aval ale Batardoului. Hidroconstrucția avea la acea dată o experiență bine cimentată, dar relativ nouă, dobândită prin construirea anterioară a două mari baraje, rămase până astăzi de referință pe harta hidroenergeticii din România. Cu numai 15 ani înainte, la 30 noiembrie 1950, prin ordinul Ministrului Energiei Electrice numărul 596, a fost înființată întreprinderea de construcții Centrala Hidroelectrică Vladimir Ilici Lenin Bicaz, azi Hidroconstrucția, având ca principal obiect de activitate amenajarea hidroenergetică a râului Bistrița. Așa s-au născut în numai 10 ani barajul Izvorul Muntelui Bicaz și centrala hidroelectrică Stejaru, azi Dimitrie Leonida, cu o putere instalată de 210 MW. După Bistrița s-a trecut pe râul Argeș. În 1962 am plecat la centrala subterană Argeș, ca șef de lot. În 6 luni de zile am fost inginer șef adjunct și m-am ocupat special de centrală. În 1966 s-a pus în funcțiune. Aici, în fostele chei ale Argeșului, au dat naștere barajului Vidraru, baraj arcuit cu dublă curbură, acumulând în spate un volum de 450 milioane metri cub de apă. Acesta era, la data terminării lui, al 5-lea în Europa. Centrala Vidraru, amplasată în subteran la 104 metri sub nivelul drumului, trimite anual 400 gigawatt-oră în sistemul energetic național. Astfel, în cei 15 ani de la înființare, Hidroconstrucția a arătat că e capabilă să îmblânzească, să controleze și să exploateze cele două râuri repezi de munte. Venise și timpul fluviului european. După punerea în funcțiune și lichidarea celor trei șantiere care au concurat la realizarea lucrărilor de pe Argeș, am plecat la Forțe de Fier 1. În 1966 au început excavațiile pentru realizarea fundațiilor centralei și ecluzelor. Spre sfârșitul anului s-a început betonarea ecluzei Aval, iar în 1967 s-a început betonarea la primele blocuri ale centralei și ecluzei Amonte. Am fost repartizat la centrala Forțe de Fier 1, la șantierul 1, condus de inginerul Sălăjanu Gheorghe. Eu am venit ca inginer șef adjunct și după 6 luni am fost inginer șef, locuit pentru inginer șef al centralei, al doilea inginer șef al centralei. Datorită complexității lucrării de la Forțe de Fier 1,
am fost nevoiți să lucrăm în paralel, atât constructori cât și monteorii, pentru desăvârșirea diverselor părți, sub ansamble de echipamente, de lucrări, cât și partea cealaltă cu predarea construcției către monteor pe etape și respectarea termenilor atât din partea noastră cât și din partea dânșilor. Betonarea acestor obiecte și montajul echipamentelor de la circuitul hidraulic au fost finalizate în anul 1970. S-a trecut la inundarea Incintei, urmată de demolarea digurilor Amonte și Avalale Batardoului. La acel moment, Dunărea avea să curgă prin trei galerii de golire de fund, de sub blocul de montaj al centralei române, prin primele trei câmpuri ale barajului de versori iugoslav, prin spațiile lăsate libere de la turbinele 5 și 6 ale centralei iugoslave și prin spațiul rămas liber dintre cele două incinte. În același timp, ecluzele românești au fost amenajate provizoriu într-o singură treaptă pentru a permite navigația la cota intermediară 52,50. 3 august 1969. La ora 11:15, remorcherul Dacia cu reprezentanții celor două țări este primul vas care traversează ecluzele românești. Totul era pregătit pentru devierea apelor Dunării în vederea construirii barajului de versor. Pod provizoriu ce înainta 110 metri în Dunăre, pornind de la incinta românească, a fost construit premergător devierii. Primul pas pentru devierea apelor a fost executarea de către partea iugoslavă a unui prism de piatră și blocuri de beton. Acesta avea să pornească de la Batardoul iugoslav și să înainteze în Dunăre până la podul provizoriu românesc. Imense blocuri de piatră, blocuri și stabilopozi din beton, cu greutăți de până la 30 de tone, au fost lansate de pe pod de partea română pentru închiderea și devierea Dunării. August 1969, ora 22.
După o muncă intensă, Albia Fluviului a fost în sfârșit blocată. Apa Dunării fiind deviată prin spațiile de curgere lăsate libere. La un debit de 5.000-3.300 metri cubi pe secundă, cu o cădere maximă în breșă de 3,7 metri și o viteză a apei de 7 metri pe secundă, lucrarea de închidere a Albiei Dunării a fost cotată printre cele mai grele din lume. Odată Dunărea barată, s-a trecut la etanșarea prizmului de piatră și beton, prin construirea în amonte a unui dig din balast etanșat cu pal planșe metalice. Acest dig etanș avea în componența lui și patru dintre celulele din pal planșe, ce anterior făcuseră parte din batardoul primei incinte. Terminarea acestui dig de etanșare a dus la începerea formării marelui lac de acumulare. Ridicarea nivelului apei în noul lac de acumulare a permis ca la 14 august 1970 să fie pus în funcțiune primul hidroagregat, următoarele fiind eșalonate până la 28 noiembrie 1971. În paralel cu digul din amonte, un alt dig din balast detanșat cu pal planșe metalice a fost executat în aval, realizându-se astfel noua incintă de lucru. Epuizarea apelor din aceasta s-a trecut la construirea barajului deversor definitiv. Noi lucram în regim continuu și sâmbăta și duminica, în trei schimburi. La lucrări de suprafață lucram două schimburi a 10 ore. Iar noi, inginerii, mai să lucrăm și 12, 14, 16, chiar 18 ore. Realizarea barajului a permis ridicarea nivelului apelor din lacul de acumulare la cota proiectată, creând posibilitatea ca turbinele să fie utilizate la parametrii normali. În paralel, pentru a permite accesul vaselor în și din ecluza Aval, în zona în care fundul stâncos al Albiei era ridicat și nu asigura adâncimea de navigație, a fost executat un șenal folosind excavarea sub apă cu exploziv. Ca la orice lucrare de asemenea amploare, au apărut și situații nefericite, pline de tensiune. De-a lungul timpului am avut și niște situații mai periculoase pe care le-am depășit de asemenea cu succes. 24 septembrie 1968. Prăbușirea armăturii pilei intermediare de la turbina 3, cu o greutate de peste 600 de tone, peste o macara tip Boxa. O viață pierdută. 17 iunie 1969, ora 10, scufundarea remorcherului Filiaș, care dus de curenții puternici ai apelor Dunării, s-a izbit de podul provizoriu. 5 vieți pierdute. 21 noiembrie 1970, ora 17 și 15 minute.
fără niciun semnal prealabil de avertizare, celula numărul 14 a batardoului inițial s-a rupt inundând incinta și lucrările. O viață pierdută. Însă experiența acumulată și profesionalismul au dus la găsirea de soluții rapide pentru rezolvarea oricăror situații nedorite. Marile probleme puse de execuția porților de fer 1 au putut fi rezolvate numai pe baza unor tehnologii de fârf originale care aveau să fie tot atâtea primire tehnice mondiale. S-au folosit tehnologii noi în țara noastră, unele din ele unicat în Europa. Putem cita dintre ele batardoul celular. Execuția batardoului din celule de pal planșe metalice, realizată de pe o platformă autoridicătoare de concepție franceză și realizare românească. Folosirea oțelului beton de înaltă rezistență cu diametrul de 60 mm. Realizarea de armoblocuri preansamblate de până la 40 de tone. Sortarea hidraulică a nisipului pentru îmbunătățirea curbei granulometrice a betonului și reducerea consumului de ciment. Excavațiile stâncă sub apă. Forarea găurilor de mină pentru derocarea sub apă de pe o platformă autoridicătoare realizată prin autodotare. Realizarea închiderii Dunării printr-o metodă combinată pionier frontală de pe un pod fix realizat în prealabil. Toate aceste lucrări s-au putut face prin concentrarea forțelor, prin iscusința și inventivitatea oamenilor de acolo. Pe 16 mai 1972, președinții celor două state au inaugurat oficial uvrajele Porțile de Fier 1. Cei 8 ani de eforturi au dat roadele mult așteptate. Uvrajele amenajării au dus la formarea unui lac de acumulare cu o lungime de 130 km, având un volum de 2400 milioane metri cubi, ce ocupă o suprafață de 700 km pătrați. Porțile de Fier 1, prin lacul său de acumulare, avea să ducă la regularizarea navigației fluviale, aceasta devenind posibilă pe tot parcursul anului. De mărfuri tranzitat, crescând de la sub 20 la peste 40 de milioane tone marfă pe an. Această magistrală lucrare a avut nevoie și de multe sacrificii. S-au inundat 10.130 hectare terenuri. Orașele Orșova și Don Jimilanovăț au fost cufundate. 160 km de șosele, 24 km de căi ferate, întreprinderi industriale, rețele de telecomunicații, monumente istorice. Toate aveau să fie acoperite de apele fluviului. Insula Ada Kaleh, o perlă a civilizației austriece și orientale, a dispărut și ea sub apele lacului, înnecându-se astfel un unic și fabulos tărâm de dincolo de timpuri. În încercarea de a salva vechile vestigii istorice, cetatea Ada Kaleh a fost transferată parțial pe insula Shimian, iar tabula Traiana din malul Cazanelor, mărturirea trecerii romanilor prin aceste părți, a fost ridicată deasupra apelor.
viața avea să scrie o nouă pagină în istoria locurilor. Noi localități au fost construite în vecinătatea celor acoperite de ape. O nouă cale ferată și noi șosele au fost trasate paralel cu cele inundate. Lacul Porțile de Fier 1 este zăgăzuit de un baraj de greutate cu 14 câmpuri de versoare de 24 de metri deschidere, echipate cu stabile plane. Funcționarea barajului. Când debitul de apă naturală al Dunării depășește debitul instalat în centrala hidroelectrică, se deschid una sau mai multe stabile din baraj, iar surplusul de debit este deversat spre aval fără a mai trece prin centrală. Pe lângă regularizarea nivelului apei în amonte, barajul asigură și evacuarea ghețurilor, iar împreună cu centrala și ecluza permite evacuarea debitelor mari și foarte mari. O recentă dovadă a trăiniciei acestor construcții a fost dată pe 14 aprilie 2006, când uvrajele au fost supuse tranzitării unui debit de 15.800 m3 pe secundă, reprezentând 71% din debitul maxim de 22.300 m3 pe secundă. Situație ce nu a creat probleme, barajul fiind proiectat ca prin câmpurile de versoare să poată evacua la nevoie 17.840 m3 cubi de apă pe secundă, adică 80% din debitul maxim luat în calcul. După măsurătorile de debite ce se fac din anul 1840, debitul de 15.800 m3 pe secundă din aprilie 2006 este al doilea ca mărime după cel de 15.900 m3 pe secundă produs în 17 aprilie 1895. În partea din amonte a barajului a fost construită pe console, pe toată lungimea lui, șoseaua internațională de legătură între malurile celor două țări. Centralele electrice realizează, împreună cu celelalte ovraje, bararea fluviului și ridicarea retenției. Sala mașinilor are peretele amonte ca zid de presiune ce joacă rol de baraj. Sala este deservită de două poduri rulante de 400 tone forță. Centrala Porțile de Fier 1, partea română, are 6 turbine tip Kaplan. Funcționarea centralei hidroelectrice. Datorită diferenței de nivel și de presiune dintre nivelul de retenție din lacul de acumulare și nivelul din aval de baraj și centrală, prin circuitul hidraulic al centralei, priză, turbină, aspirator, apa trece din lac în aval, rotind turbina. Turbina rotește generatorul de curent electric. Fiecare turbină generează 178 MW pe oră, ce sunt pulsați în sistemul energetic național.
În partea munte se află priza de apă, pe al cărei coronament este amplasată șoseaua de legătură și calea de rulare a celor două macarale portal pentru deservirea echipamentelor. Fațada a vala centralei este alcătuită din stâlpi metalici chestionați și panouri verticale prefabricate din beton armat. Pe platforma exterioară a centralei sunt amplasate transformatoarele și macaraua portal pentru manipularea batardourilor de la aspiratoare. Toate serviciile interne sunt organizate sub această platformă. Sub blocul de montaj sunt prevăzute 3 goliri de fund folosite pentru evacuarea apelor. Pentru asigurarea navigației în condițiile existenței unei diferențe de nivel între amonte și aval de 20-35 de metri, s-a executat lângă fiecare mal câte o ecluză în două trepte cu sasurile amonte în lacul de acumulare și sasurile aval în aval de axul barajului. Ecluzele asigură în mod gratuit și permanent trecerea vaselor din amonte în aval și invers. Ecluza a fost proiectată integral de proiectanții români. Echipamentele au fost fabricate de către industria română, în principal la Reșița și la Galați. În funcțiune, partea electrică s-a proiectat și s-a executat de către organizațiile de construcții și montaj române. La capul amonte și la cel intermediar s-au prevăzut porți plane, iar la capul aval, poartă buscată, fiecare poartă de serviciu având și poartă de revizie. Pregătirea navelor pentru accesul în ecluze se face în cadrul unor avamporturi de regrupare, situate atât în amonte cât și în aval. Avantportul din amonte este limitat spre larg de 7 pontoane metalice plutitoare, ancorate de piloni masivi și de un zid de beton, iar cel din aval este limitat și spre mal și spre larg de ziduri de beton. Cele două ecluze, amonte și aval, sunt comandate și supravegheate dintr-un turn de control dotat cu aparatură ultramodernă. Funcționarea ecluzelor la trecerea unui vas sau unui convoi de vase din amonte spre aval. Convoiul de vase intră în sasul ecluzei amonte. Se închid vanele amonte. Se închide poarta amonte. Se deschid vanele de pe galeriile de legătură dintre sasul ecluzei amonte și sasul ecluzei aval. Din cauza diferenței de nivel dintre sasul amonte și sasul aval și pe principiul vaselor comunicante, nivelul apei din sasul amonte, cu tot cu convoiul de vase, va coborâ, iar nivelul apei din sasul aval va urca până când nivelul apei din cele două sasuri se va egaliza. Se închid vanele de pe galeriile de legătură dintre cele două sasuri. Se deschide poarta intermediară dintre cele două sasuri. Convoiul de vase trece din sasul amonte în sasul aval. Se închide poarta intermediară dintre cele două sasuri. Se deschid vanele de pe galeriile de evacuare a apei din sasul aval. Nivelul apei din sasul aval, cu tot cu convoiul de vase, se coboară până se egalizează cu nivelul din exterior.
se deschide poarta aval. Convoiul de vase părăsește ecluza aval. La navigația dinspre aval spre amonte se procedează în mod invers. În cadrul acestui sistem, prima dată în țara noastră, a fost realizată o ecluză de navigație dintre cele mai mari în lume pe râuri. Această îndrăzneață lucrare nu ar fi putut fi realizată fără participarea unui număr mare de colaboratori, beneficiari, proiectanți, montări, alte firme de construcții subcontractoare, furnizori și alții. Pot afirma cu convingere de o colaborare deosebită avută între noi monteorii și constructorii trusului Hidroconstrucția, fapt pentru care le respectăm activitatea, munca, tehnica, profesionalismul și ingineria de care au dat dovadă până în prezent. În cadrul Hidroconstrucția a existat și știu că există un cult al calității lucrărilor. Porțile de fier 1, o bijuterie a hidroenergetice europene, a fost construită la cele mai ridicate standarde ale calității. Confirmarea calității a fost remarcată și prin aprecierile unor observatori neutri. Președintele societății TVA din Statele Unite, care administra un întreg bazin al lui Fluviu din Statele Unite, ne-a făcut o vizită cu ocazie, o anumită ocazie, a venit și a văzut lucrarea și ne-a felicitat, apreciind, el fiind și de meserie, apreciind foarte multe din soluțiile pe care noi le-am adoptat. Însă, cel mai serios test al calității a constat în încercările la care natura însăși a supus lucrările de-a lungul timpului. Cutremurele. În toată această perioadă, acest obiectiv a suportat câteva cutremure, inclusiv pe cel din 1977, fără ca acestea să lase urme asupra construcției. Porțile de fier 1 a fost cea mai ambițioasă autodepășire inginerească a acelor zile. Pentru realizarea acestei lucrări a fost nevoie de valoare, vocație, viziune și îndrăzneală, ca la sfârșitul execuției să se deschidă orizonturi pentru abordarea de noi lucrări pe multe din râurile țării. După terminarea lucrărilor, muncitorii și personalul care a lucrat și s-a ocupat de această lucrare a fost transferat pe alte șantiere în funcții de răspundere și în funcții speciale pentru executarea de lucrări cu dificultate mare. După școala Vicazului, iată și școala Porților de Fier. Iau naștere astfel barajul și centrala Tarnița, barajul Fântânele și centrala Mărișelu, centralele Râmnicu Vâlcea și Govora, barajele Cerna și centrala Motru, barajul Oașa și centrala Gâlceag, barajul Drăgan cu centrala Remeți. Porțile de Fier 2. Însă nicio altă lucrare nu va fi depășit Porțile de Fier 1 în randament. În 1973 am predat complet beneficiarului lucrările de la Porțile de Fier 1. Iată că aproape pe nesimțite au trecut 40 de ani de la inaugurarea sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 1. Lucrarea de construcție a acestui obiectiv, desfășurată în perioada 1965-1972, la un nivel excepțional, își dovedește și acum caracterul de vârf al tehnologiei, al modului în care românii au știut să realizeze un obiectiv, să-l exploateze, astfel încât și după 40 de ani el să se situeze la cel mai înalt nivel din punct de vedere al exploatării.
porțile de fier 1 la data terminării era cea mai mare și eficientă investiție din Europa. Costurile totale ale investiției s-au amortizat în primii 3 ani. Practic, în acești 40 de ani de exploatare continuă, am furnizat țării peste 222 de miliarde de kWh în condiții de maximă eficiență, asigurând în același timp și serviciile de sistem atât de necesare pentru calitatea energiei electrice. Ținând pasul cu evoluția tehnologiilor, între anii 2000-2005, beneficiarul român a procedat la retehnologizarea echipamentului din centrală, ridicând puterea unei turbine de la 175 la 194,5 MW, puterea totală instalată la 1167 MW și producția de energie pentru un an hidrologic mediu la 5241 GWh. În toată această perioadă am trecut printr-o retehnologizare a instalațiilor, care după o durată de circa 35 de ani trebuiau înlocuite cu altele noi. În momentul de față se realizează retehnologizarea ecluzei, ultima etapă pentru instalațiile din centrala de la porțile de fier 1. Deci, practic, pregătim din nou acest sistem pentru o nouă durată de viață de circa 35-40 de ani, pentru a fi mereu vârful energeticii românești. Porțile de fier 1 sunt o adevărată realizare tehnologică a României acelor timpuri. De atunci până acum, de 40 de ani, din punct de vedere tehnic, n-a fost niciun fel de problemă care să limiteze funcționarea sau să pună în pericol funcționarea hidrocentralei. Această stabilitate în exploatare a permis ca în anul 1993 beneficiarii români și sârbi să treacă la un regim de funcționare având cota de retenție crescută de la 69,50 până la 70,30. Porțile de fier 1 rămâne un monument al determinării și profesionalismului tuturor celor care, de-a lungul a 8 ani de zile, au contribuit la ctitorirea lui. Am petrecut 8 ani pe acest șantier, ani grei și totodată frumoși. Oamenii care au lucrat pe aceste șantiere și care unii mai lucrează, dar unii dintre ei și-au dat oborul, au plătit unii cu viața prin accidente, iar alții prin natura firii, natura vieții, au dispărut dintre noi. Oamenii cu care am pornit la drum în 1972 au rămas puțini. Regret că la această aniversare nu pot participa personalități importante care ne-au părăsit. Pentru cei prezenți,
Eu le adresez mulțumiri și le doresc viață lungă și sănătoasă în continuare. Sunt bucuros însă că rămâne în spatele nostru a celor cu care am început, al celor care continuă munca constructorului și a montorului, al exploatatorilor de astăzi, rămâne un obiectiv care își păstrează tinerețea și tehnicitatea și, dacă ar fi să-l parafrazez pe poetul nostru Nepereche, aș vrea să urez acestui obiectiv porție de fier 1. La trecutul mare, mare viitor. Porțile de fier 1, constant, fără întrerupere, pompează în sistemul energetic 1167 MWh, fiind și astăzi, după 40 de ani, cea mai productivă centrală hidroelectrică din România, o nesecată sursă de energie, perfect ecologică, atât de necesară civilizației secolului 21.